avem noi administrația locală. Ce vină aveți dumneavoastră consilierii locali? Sigur, din a realiza ceva, devenim niște oameni astăzi vinovați. Mie nu este frică, dar în orice caz sentimental, sufăr și eu foarte mult. Am o familie, acest necaz. Știți foarte bine că acest basket este născut de familia noastră și o mare parte din timp finanțat. Și astăzi, când lucrurile s-au așezat, suntem într-un impas. Fiți alături de acest moment, haideți să-l petrecem împreună, să ne ajutăm și Dumnezeu să fie lângă noi. Vă mulțumesc pentru înțelegere și mă bazez pe voi. Haideți să lăsăm răutățile, hai să lăsăm adversitățile, hai să lăsăm partea politică. Pentru că deja aseară, iar unul ca pop a profitat de momentul că era în televiziunea asta, el și-a făcut emisiunea lui. Iar afirmații gratuite. Nimeni nu-i face nimic. Legislația noastră este proastă. Nu mai există nicio responsabilitate în fața acestor oameni care își permit să vorbească fără acoperire, fără să aibă niște lucruri care să stea în fața instanței. Am primit răspuns despre acest poparadu de la parchet că nu este faptă penală. Adică ca un simplu om să mă duc să încerc despăgubiri ceea ce nu stă în caracter. Și totuși, nici astăzi acest post nu este închis, oprit, continuă să prezinte lucruri pe care cel puțin bine mă face să nu mă uiți pe aceste lucruri. Și totuși, uitați, asta este România. Unde vom ajunge? Nu vrem să ne trezim? Nu știu ce să facem.